Angajatorii beneficiază pentru fiecare elev sau student încadrat în muncă pe perioada vacanțelor de un stimulent financiar de 250 de lei. Subvenția se acordă lunar pe o perioadă de maximum 60 de zile calendaristice într-un an. Primul pas pentru a solicita acordarea celor 250 de lei îl constituie încheierea unei convenții angajator Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT. Până în prezent, doar un singur angajator a încheiat acest tip de parteneriat pentru un elev de liceu și anul trecut a fost încheiată tot o singură convenție, însă pentru un student. Angajatorii care pe perioada vacanțelor stabilite potrivit legii încadrează în muncă elevi și studenți beneficiază de un stimulent financiar lunar în valoare de 250 de lei, respectiv 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare stabilit potrivit legii. Acesta se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru șomaj proporțional cu timpul efectiv lucrat de către elevii și studenții încadrați. Pentru acordarea acestui stimulent financiar, angajatorii trebuie să încheie cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT o convenție în termen de 30 de zile de la data încadrării elevilor și studenților aflați în perioada vacanțelor. În vederea încheierii convenției, angajatorii trebuie să depună la AJFM OLT o cerere însoțită de un tabel nominal cu elevii și studenții încadrați în muncă. Adeverința eliberată de instituția de învățământ prin care se atestă că persoana are statut de elev sau student, actul de identitate al angajatului, copia contractului de muncă, dar și o declarație pe propria răspundere a angajatorului, că nu se află într-o situație pentru care nu poate beneficia de stimulentul financiar. Nu beneficiază de cei 250 de lei lunar angajatorii care încadrează în muncă elevi sau studenți anterior datei de începere a vacanței stabilită potrivit legii, dar și cei care au beneficiat de stimulentul financiar pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului.